Bună ziua! Constantin mă numesc, sunt de la compania Livrare Flori și am la dumneavoastră cu un gest frumos, format dintr-un chețel. Mulțumesc frumos! Precum și o scuță de șampanie, clipa, să vă serviți cu cei dragi și un tortă pentru masa de sărbătoare. Mulțumim frumos! Și pentru un mic cadou din partea companiei noastre, un set din balonat, pentru că am fi dispoziția și o să-l punem așa aici. Atent. Atașat la surpriză, avem un mic mesaj de felicitare cu permisiunea dumneavoastră, eu o să-i dau citire. Permiteți? Scumpa mea mamă, știu că cadoul cel mai mare pentru tine ar fi fost să ne vezi pe toți uniți la masa de sărbătoare. Însă, nefiind posibil, am decis să îți trimitem acest mic cadou, ca să știi că pentru noi ești și vei fi importantă mereu, nu doar în această zi. Îți dorim să fii sănătoasă, să ai parte de tot binele din lume, de zile însorite și clipe fericite alături de cei dragi. Dragostea și mult respect din partea celor ce te înconjoară. Te îmbrățișăm cu mult dor, cu multă stimă și respect, fiica Nadejda, ginerile Cristian și nepoțica Giselle. Aș dori să vă anunț și acest mesaj frumos. Mulțumesc frumos! Și aveți ocazia de a transmite prin intermediul nostru un mic mesaj de mulțumire. Dar ce să le spun? Am ajuns la vârsta de 60 de ani și sănătatea nu-i chiar. Îmi pare rău că-s departe de mine și ne vedem cam răruți, dar ce să facem? Îi doresc mult sănătate. Domnul să-i aibă în pază, să crească nepoți ca mare. Și îi doresc mult sănătate și la Eșlanț ca în patru. Altceva și să le spun. Bătrânețele. O vin încet, încet, sănătatea nu prea este, dar e dor de dânșii, Domnul să-i păzească și să ne vedem cât mai devreme. Livrareflori.md. Gestul contează.